Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog! Îmi cer scuze încă de la început pentru uh, vocea pe care o am, pentru că sunt uh, răcită. Nu știu cum Dumnezeu am reușit, că de obicei am imunitatea bună, în schimb uh, m-am trezit uh, ieri, astăzi fiind vineri, joi m-am trezit cu o durere de gât, dar am zis că-mi trece. Am luat ceva pastile pentru gât și am zis că-mi trece. Iar astăzi, de dimineață, m-am trezit cu nasul înfundat și uh, am strânutat foarte mult, și vorbesc pe nas, și nu știu cât de mult m-auzit. Sper să duc la bun început vlogul acesta și să nu fie cu întreruperi, pentru că nu mi-ar plăcea. În vlogul de astăzi vreau să vă prezint produsele cu care mă machez eu, atât în mod uh, frecvent, cât și ocazional, pentru că știu că mi-ați mai cerut astfel de clipuri și, sincer, nu am apucat până acum să. Uh, filmez și să uh, postez, dar mi-am adus aici lângă mine toate necesare și o să încep cu produsele pe care le folosesc uh, în mod frecvent, care le am acolo în, uh, în baie pentru a mă machia, pentru că acolo mă machiez eu. Lumina este foarte bună, acolo este o lumină rece și acolo mă aranjez eu și vă arăt și produsele pe care mă uh, machiez mai rar sau pe care le folosesc la diferite la diverse ocazii. Cu, cu ce să începem? Începem așa. Începem cu un produs pe care de curând am început să-l folosesc. Este din calendarul de advent de anul trecut de la Revolution și anume această bază pentru machiaj acest primer, uh, Dewey Primer, cred că se numește, uh, este foarte bun, îmi place, este cremos și în același timp foarte lipicios așa rămâne uh, după ce intră în piele și numai bine se prinde uh, fondul de ten, în cazul meu nu folosesc un fond de ten, folosesc uh, de la mișa, uh, acest BB Cream în uh, nuanța uh, 27 Honey Beige, că nu mai, nu mai vedeam. Ăsta este, pe care îl folosesc eu în mod frecvent. Eu nu am nevoie de o acoperire foarte mare și de aceea nu prea folosesc fonduri de ten. În ultima perioadă tot acest BB Cream l-am folosit și sunt super încântată de el. Chiar raport calitate-preț este super ok. Îl găsiți și în DM și pe Notino, pe diverse site-uri. Și este super, super bun. Chiar mie îmi place foarte mult și dacă nu l-ați încercat, vi-l uh, recomand. Uh, am uitat să precizez încă de la început că machiajul meu nu este unul profesional. Nu știu să machiez profesional. Uh, nu știu dacă, practic, ăștia sunt pași în a face un machiaj corect. Pur și simplu eu vă spun ce folosesc și care este tehnica mea așa nespecialistă în a mă machia. Să revenim la ce am discutat până acum. Ca și concealer folosesc concealerul de la Catrice Camuflaj în nuanța, stați așa, în nuanța 20 Light Beige. Asta este nuanța și așa arată produsul. Aici zice că are o, o rezistență de până la 12 ore și este waterproof și nu se transferă. Este un produs destul de ieftin, de obicei din DM îl cumpăr și um, mie chiar îmi place. Adică nu văd nicio problemă în a folosi produse de un brand mai inferior față de altele foarte, foarte costisitoare. Um, ok, În zilele în care vreau să mă fardez uh, dintr-o uh, dintr cutiuță de la Look Fantastic am primit de la Luvia un primer pentru uh, pleoape și uh, acesta, așa arată, este alb la culoare și pur și simplu dau, dau pe ploape și întind ori cu degetele, ori cu burețelul cu care uh, îmi întind și BB cream -ul. Dar uh, fac aici o mențiune, BB, BB cream întâi îl aplic cu mâna pentru că consider că așa se aplică cel mai corect pe tenul meu, nu zic că este varianta cea mai corectă, dar așa se aplică cel mai corect pe tenul meu și apoi vin și mai corectez cu burețelul de machiaj pe care nu l-am la de mână acum, dar vă arăt uh, unul care îl am aici nou-nouț. Așa, cu un burețel din acesta de machiaj, luat de pe șei. Uh, bun, în zilele în care am chef, uh, alternez între două pudre pentru față. Una ar fi aceasta de la Cupio, mă vedeți și pe mine acolo, aceasta de la Cupio, Makeup Pro și o nuanță pentru ea este nuanța Light Soft Luminous, deci pudră luminoasă fină. Deci la aceasta avem o nuanță pentru pudră, pudră light și mai am încă una de la Lotie, este o pudră translucidă aceasta. Este din aceasta transparentă albă. Cu astea două alternezi, asta o am din trocutiuță de la Luc Fantastic, cea de la Cupio mi-am achiziționat-o eu. Și oare acum sau mai încolo când o să trec la... Na, vă mai las un pic așa în suspan și vă zic și cu ce pensule, și ce pensule folosesc. la fel, cum ziceam, în zilele când am chef să mă fardez, din trocutiuță de la Look Fantastic, dacă nu mă înșelie, paleta sa pe care o am, de la Wet n Wild. O paletă în nuanțe de nude, pentru că acestea, vedeți, la light acum, așa, cred că arată cel mai bine. Acestea sunt nuanțele pe care le folosesc eu cel mai des și cu care consider eu că pentru părul meu ciocolată caldă sau ciocolată amară, Uh, arată foarte bine. Uh, nu știu dacă am uh, un număr, n-am niciun număr la paletă. Uh, ba da, E757A Nude Awakening. Cred că așa se pronunță. Nu știu exact, deci astea o folosesc atunci când n-am chef să mă fardez. Uh, pentru blush de la Revolution din calendarul de advent, am aici o paletă cu patru tipuri de uh, culori, roșul acesta nu l-am folosit niciodată, uh, ăsta îl uh, folosesc destul de rar pentru că este ca o piersică așa, iar astea două nuanțe destul de uh, frecvente le folosesc, uh, blush quad se numește uh, paleta și este ok din punctul meu de vedere. Sunt prăfoase un pic nuanțele, dar își face treaba. Eu sunt mulțumită de ea. Și tot de la Revolution am aici două mini palețele. Ăsta este un bronzer. Haideți să vi-l arăt și așa mai bine. Este super ok. Dar haideți că n-am făcut un... La paleta de farduri nu o să fac niciun swatch. În schimb, la paleta asta vreau să fac un pic un swatch să um, vă arăt cât de subtile sunt. Aproape nici nu se observă, și încerc și la roșul acesta, cu toate că nu l-am uh, folosit niciodată. Aici e roșu, aici este piersica de care vă ziceam și aici celelalte două nuanțe de uh, roz. Și îmi iau și un șervețel pentru că uh, sunt cu bluza aceasta neagră și mi este să nu o fac uh, de comandă, cum aș zice eu. Și să revenim. Asta este bronzerul. Facem un swatch și la bronzer. Este foarte bun, mi se pare bronzerul. Are... Dar este prăfos, deci asta îți spuneam. Dar blenduit cum trebuie, chiar lasă o, o nuanță foarte ok. Și cea de-a doua mini palețică, la bronzer am vreo nuanță. Shape, cred că este nuanța. Și aici am un iluminator Make Macon Impact. Cred că asta este nuanța și așa este cu, cu sclipici. Facem un swatch și la el. Uitați cât de frumos este un sclipici care bate spre um, roze așa. Mie îmi place, îmi place foarte mult și se plănduiește foarte bine și uh, acesta. Bun, aici, că nu am terminat machiajul de zi cu zi, am un um, penar, o mini borsetuță, nu știu cum vreți să o numiți, un portfard, fiecare cum vrea, unde am mult mai multe chestii și vă spun imediat, le luăm pe rând. Aici nu o să le mai iau în funcție de cum mă aranjez, ci pur și simplu vă vorbesc despre fiecare în parte și uh, trageți-vă concluziile cum, uh, cum le folosesc. Aici am, uh, dintr-o cutiuță de la Look Fantastic, designul da, este un pic ciudat, dar uh, nu râdeți de mine, de la... Nu știu ce brand e ăsta. Vă las, uite, așa, în apropiere. Uh, este o... Un blush cremos, așa arată. Haideți să-l punem și pe un pic aici. În ultima perioadă a început să-mi placă foarte mult blașurile acestea cremoase și se blândește foarte, foarte bine. Și îl folosesc destul de des pe acesta, de aceea l-am pus aici în acest mini porfart. Îmi place foarte mult tot dintr-o cutiuță de la Look Fantastic, am un rimel de la Sweet. Este un brand nou în cutiuța de la Look Fantastic. Vi l-am mai arătat atunci când am prezentat cutiuța cu această perie cu peri cu dinți doar pe o singură parte. Sunt încântată de această mascara și pe aceasta pun mâna destul de des și o folosesc. Este nuanța Black. Bun, mai departe, pentru că atunci când am fost în concediu aveam nevoie de un rimel um, rezistent la apă, pentru că atunci când merg la plajă îmi place să, să, mă dau cu un rimel um, rezistent la apă. Am luat de la Essence un rimel uh, cu efect uh, de gene false și este waterproof. Așa arată, nu mai știu cât am dat pe el, foarte puțin, cred că până în 20 de lei. În schimb, la acesta nu prea îmi place peria, dar asta este, nu prea întind mâna după el, nu știu cât de mult o să-l folosesc, este tot în nuanța uh, black, negru, uh, dar îl țin acolo că poate, poate. Ok, tot dintr-o cutiuță de al alfantastic și după cum bine vedeți mai am doar un pic din el. Aici a fost un uh, creion din acesta cremos pentru uh, ploape un fart practic de pleoape, dar în formă de creion, foarte mult mi-a plăcut și îmi pare rău că se termină pentru că tot timpul că am întind mâna după el. Am uh, un uh, eyeliner de la NYX cu care încerc să-mi fac uh, codițele. Este așa, în formă de cariocă, tot nuanța uh, black. Și este waterproof acesta. Am din gutiuța de la Look Fantastic, de la Anastasia Beverly Hills, nu știu cât de bine se vede pentru că nu focalizează, acest brow gel cu care îmi aranjez sprâncenele. Este transparent lichidul și pur și simplu îl ador pentru că îmi stau sprâncenele fixe, fixe, fixe. Și rimelul meu preferat de la Anastasia Beverly Hills, pe care mi l-am cumpărat anul trecut de pe notino și pe care îl ador. Deci, efectiv îl ador, mie mi se pare că este cel mai bun rimel, cea mai bună mascara de pe piață din câte am încercat eu. Singurul lucru neplăcut la el este că nu este waterproof și acesta în nuanța negru. Și mai avem aici câteva pensule așa pe care le folosesc uh, ocaz uh, frecvent, pentru că ocazional am de la prietena mea dita mai uh, cutia de pensule. Dar uh, pentru o persoană ca mine care nu face machiaj profit și nu știe uh, fiecare pensulă pentru ce anume să o folosească, atunci uh, mă rezum la câteva pensule și anume... Aceasta pentru pudră, după cum bine vedeți, încă n-am apucat să le, mai, să le mai spăl, dar urmează și acest proces. Deci asta o folosesc pentru pudră, asta o folosesc pentru blush și pentru iluminator și pentru contouring. Asta o mai folosesc, dar foarte, foarte rar, pentru a-mi trasa cu fardul... Uh, mici codițe, dar foarte rar o, o folosesc și aceasta cu care aplic în mod uh, frecvent uh, fardul. Și am terminat cu uh, această mini borsetuță. Să mi le pun la loc, nu cumva, dar n-aș vrea să mi le pierd. Și cam uh, așa se desfășoară machiajul meu în mod uh, frecvent. Plus că în geantă mai am un ruj sau un luciu de buze cum port acum, iar cum vine iarna încep să folosesc ori balsam de buze, ori un ulei pentru buze, pentru a fi buzele foarte, foarte hidratate. Din cauza frigului riscă să se crape mai mereu buzele. Iar aici, într-o cutiuță de la Look Fantastic pe care am primit-o, îmi țin produsele pe care le folosesc ocazional sau uh, produsele pe care um, le țin de rezervă, să zic așa. Și cam așa îmi arată cutiuța. Aici îmi țin uh, bureței nefolosiți. Aici mai am încă unul de pe într-un uh, suport din acesta pentru a fi aerisit. De obicei, astfel de uh, suport din acesta îl folosesc când plec în vacanță sau când plec de acasă și trebuie să-mi iau burățelul, că atunci uh, el respiră prin aceste găurere și nu ce Un lucru foarte important. Aici mai am tot de la Revolution o... o perniță din aceasta pentru a ne putea aplica pudra pe toată fața. Nu am folosit-o, dar probabil o să vină și rândul la un moment dat. Din cutiuța de la Look Fantastic, pe care încă n-am folosit-o, dar o voi folosi după ce voi termina acel creion de care ține înlocuitor de fard, o voi folosi pe aceasta de la Natasha de Nona. Așa arată, Vedeți, într-o nuanță super superbă, un auriu-roze, așa, de aceea am zis că o să mi ne pentru perioada respectivă. O, paleta de la Revolution, din calendarul de advent de anul trecut, sunt o, niște culori pe care nu pe toate le folosesc. Voi folosi nuanțele, sau am folosit nuanțele acestea de maro și de auriu și gol. Uh, nuanța aceasta am folosit-o. Cu rozul nu prea mă împac eu, nu știu de ce. Mi se pare că nu mi se potrivește. Uh, acest cărămiziu, acest cărămiziu pe care îl vede portocaliu, dar el de fapt un cărămiziu. Mm, da, cam, uh, Cam astea sunt culorile pe care le uh, folosesc și paleta se numește Reloaded Smoky Desire, dacă vă interesează să știți. Ce mai avem aici? Mai avem um, de la tot de la Revolution, tot din calendar, un uh, Golden Cream Shadow, un uh, pentru Ploape, un far pentru ploape, nuanța golden, dar este un golden de eu nu o să ies niciodată cu această nuanță pe stradă, nici măcar la o petrecere Haideți să încerc să-l pun aici pe mână să vedeți cât de golden este, că zici că am ieșit cu aurul pe mine Uitați cum se vede, deci mie mi se pare că este mult prea golden pentru gustul meu Oricât de puțin aș uh, încerca să pun, uh, mi se pare că nu. Nu, nu, <gânt> nu e de mine, deci probabil uh, uh, va ajunge pe la cineva care o să se ocupe de un machiaj profesionist sau un machiaj, uh, machiaj deosebit, să zic așa. Nu este cazul meu. Uh, aici, de la Revolution, am un. Uh, ruj în nuanța Seductive Red. Așa arată. Haideți să-i facem și lui ăsta un swatch. Deci este, este demențial rujul ăsta. Pe ăsta îl folosesc doar la ocazii deosebite. Și din câte știu eu, are rezistență foarte mare. Și mai am un ruj de la ei. Tot așa cu pensulă, în nuanța uh, Furry Red. asta mi se pare un pic mai portocaliu, dar îmi place și acesta foarte mult. Uitați, vedeți, e un pic mai portocaliu spre cărămiziu acesta, iar ăsta este chiar un roșu foarte frumos și foarte intens. Ce mai am aici? Mă scuzați, chiar îmi cer scuze, dar v-am zis să răcită. Mai am un ruj din acesta normal, clasic, în nuanța ruby red. Și pe acesta l-am folosit de vreo două ori. Așa arată și acesta. Îmi plac, îmi plac rujurile acestea de la Revolution. Am un nude, dar nu mai știu exact nuanța și chiar rezistă foarte mult pe buze. Mai am aici un um, un uh, creion pentru buze, da, un uh, lip liner, un creion pentru buze nuanța Sesi Red. Dar și acesta mi se pare un pic portocaliu, s-ar potrivi cu acest portocaliu cărămiziu de aici. Așa arată. Ce mai am aici? Mai am un um, eyeliner de la Delilah, cred, dar este într-o nuanță maronie, maroniu khaki, așa mi se pare, nu prea din mâna după el, după cum se vede nici nu l-am în, în, porfardul meu obișnuit, dar nu se știe niciodată ce băzăcim mai întrece prin cap. Aici ce mai am? Un uh, highlighter în formă de creion. Uh, da, tot din cuțat de la Fantasy, mi-am amintit de el, mi-a plăcut foarte mult. Și după ce o să mi se termine cel pe care l-am acum, pe acesta îl voi folosi. Asta este bate înspre argintiu, dar îmi place foarte mult. Mai am. Uh, o oglindă din uh, cutiuța de la Luc Fantastic pe care am primit-o, o oglindă micuță, nu știu de ce nu mi-am pus-o prin geantă că este foarte drăguță. Vedeți ce, ce filmez eu. Așa. Și aici mai am uh, isoclinul, uh, spray-ul pe care îl primez din cutiuța de la Luc Fantasy pentru a-mi curăța uh, pensulele de machiaj. Și astea sunt uh, produsele. De make-up pe care le am, nu am uh, palete extraordinar de multe, nu am uh, uh, produse foarte multe de uh, make-up, uh, încerc să cumpăr doar ce este strictul necesar. Uh, nu condam pe nimeni dacă au foarte multe, dar eu nu apuc să le folosesc și atunci este păcat de ele. Mi se pare că dau banii inutil când aș putea să dau banii pe alte produse, dar fiecare le știe pe ale lui. Uh, sper că v-a fost de uh, folos acest clip, sper că v-a plăcut, sper că... Uh, nu știu, de învățat nu pot să zic că aveți ceva de învățat, pentru că, cum v-am zis, eu nu sunt uh, un make-up artist și nu aș ști să vă uh, vând ponturi referitoare la uh, make-up. Rămâneți pentru vlogul de astăzi. Dacă aveți comentarii, vă rog frumos să le adresați în secțiunea de comentarii. Dacă um, vreți să mai sugerați alte clipuri, pentru că m-ar ajuta sincer enorm de mult dacă mi-ați sugerat ce anume vreți să vedeți pe canalul meu. O să fac tot posibilul să um, fac și daily vloguri, sau dacă nu vor fi daily vloguri, pentru că probabil timpul nu o să-mi permită. O să încerc să fac uh, vloguri de weekend, uh, nu știu cât de mult, pentru că vine soa, vine iarna și nu știu cât de mult mai ies din casă, dar uh, o să încercăm să minăm uh, utilul cu plăcutul. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat, vă doresc un weekend minunat! V-am pupat!